Superliga vă este oferită de Superbet. Ivanovski se sucă bine și pasează excelent în flanc pentru Borța. Ce ocazie! Intervenție perfectă a experimentatului Mitrea, capitanul echipei din Sfântul Gheorghe. Dar ce fază bună! Mirko Ivanovski, ce bine a văzut jocul. Perfect! Nici centrarea n-a fost rea. Mitrea este însă excelent. El este nou veteranul stopper, este la minge și dă o pasă excelentă la Cioiu. Se încurcă un pic în preluare, rămâne în posesie. Borța încearcă să preia acolo. Jair, balon deviat, presiune enormă și ocazie imensă ratată de Țicu. Aici s-a pierdut cu firea Marius Cioiu. Centrarea nu a fost ceea ce trebuia să fie. Matei a trimis în flanc, vine centrarea Hens. E penalti a lui Țicu, a fost în afara care, după părerea mea, vom vedea la VAR. Ia să vedem. E în careu, eu ce botarul nu este Țicu. Cu Olimpia Ljubljana, ai dreptul că Ștefănescu a marcat, după ce portarul a respins. Nici de relație. Alunecă, trimite peste bară, rămâne 0-0. Ștefănescu. Matei alunecă și trimite peste bară, rămâne 0-0. Iată-l pe Borța, centrarea este deviată, Nițui nu a precizat cum trebuie traiectoria, boxează greu, e offside aici. E offside la Ivanovski, nici măcar nu are rost să ne agităm, șutul lui Jair. Nu știu ce e aici cu Ispas. Care l-a împrumutat sezonul la voluntari, parada lui Vulceanu, lăsat de cap al lui. Meciul său de debut pentru ploieșteni n-a fost ușor, cu atât mai mult cu cât are soarele în ochi în acest final de repriză. O bărbuț. Mitrea din întoarcere. Este faultat Țicu. Buja cu pământul, bună execuție. Nițui însă nu este un portar înalt, dar execuția lui Marian Buja, românul cetățenie portugheză, născut în Portugalia din părinți români, care a fost la... Se aruncă cu petarde. Încep incidentele chiar în fața galeriei petrolului. Atenție! Starea de nervozitate poate să escaladeze brusc. Iată-l aici pe Bărbuț, cel mai scump jucător de pe teren. Dar știți cum se spune, se țin în instituții mici. Aici este Roland Nițui, care acuză un șoc după acea petardă. A fost lovit cu un obiect. Sperăm să acest contraatac, acțiune bună cu Ivanovski pasând în flanc. Șutul lui Borța cer penalti. E de la petrolul. Nu Cioiu, nu ce mi-a atras. Nu Borța. Matei este atins în mână. Fază foarte complicată. A trebuit să fie chemat să vadă Bursan. Cred că dacă varul funcționează normal, gol Tamaș! 1-0! Gol scris de Gabi Tamaș! Prima reușită a petrolului de la Revie. Denis
Ciobo Tariu, cei doi au fost colegi, să ducă la voluntar, este cel care îl ia marcaj, dar nu îi rezistă. Nici măcar nu reușește să-l deranjeze. Și este 1-0 pentru Petrolul. A fost internațional pentru Venezuela. Tudorie, Tudorie! Cred că mici a atins bara. Lui Tudorie, care scapă foarte elegant de Huja. Mult mai bună centrarea și se înscrie, este 1-1. Tudorie trimite în vinclu. Precedentele lovituri de colț, Matei le bătea în primul om, iată ce se întâmplă când Bascu. Tudorie nu mai înscrisese de mult, avea nevoie de acest gol. Ultima reușită datat din aprilie, atunci când a punctat într-un meci cu desfințata, practic, Gaz Metan Mediaș. Frumoasă execuție. Sezonul trecut, Tudorie a marcat de 7 ori pentru Șepșii. Încă o partidă în care Calipari din Sfântul Gheorghe reușește să revină după ce este condusă. Golovka îl păcălește pe Țicu, centrează Golovka, pericol mare. Rondon și Tudorie. Tudorie a văzut un hands. Bună incursiunea lui Golovka. Nu cred. Bratul. Deja lui Măzărache, Țicu este prins avansat. Golovka profită de spațiul liber pe care îl are și iată-l pasând excepțional la Rondon. Rondon este intervenția decisivă a lui Vâlceanu. O ocazie enormă de a aduce toate cele trei puncte la Sfântul Gheorghe. Șutul e slab.